Era marți 13. Auto Express Service Giurgiu, tine chigerie fără revopsire. Gata în aceea zi, dacă vopseaua inițială nu a fost afectată. Auto Express Service, soluții istețe și rapide. Servicii profesionale de vopsitorie și retușare, echipamente și scule de ultimă generație. Reparații auto generale și mentenanță a sistemelor. Geometrie roți, diagnoză auto computerizată, schimbare kit de ambreiaj și revizie auto. Auto Express Service Giurgiu, soluții istețe și rapide. În piața centrală din Giurgiu, fiecare sezon își etalează legumele și fructele în condiții civilizate și cumperi de zor cu spor. În acompaniament, provocând gospodinele la o simfonie de ciorbițe și tocănițe, stau aliniate legumele necesare pentru prepararea mâncărurilor tradiționale. Fructele exotice și românești par a se afla într-un continuu concurs de frumusețe și savoare. Cu totul și cu totul speciale, în piața centrală sunt borșul, seama de varză, ouăle de țară, murăturile, zacusca, brânza, laptele proaspăt, curtițele de unt, toate oferite cu drag de producători din județul Giurgiu în piața centrală. Cumperi de zor cu spor! Să discutăm fără perdea! Despre perdele, draperii, covoare, lenjerii și toate accesoriile ce ne compun decorul vieții. Impune-ți stilul! Caută, măsoară, întreabă și alege din toată gama noastră. Odiseea redecorării nu are început, nu are sfârșit. AIDA, opere complete în pliuri, culori, texturi și gusturi rafinate. Pe strada Gării, numărul 73. Un magazin deschis tuturor gusturilor. Jurnal Giurgiuvean, o publicație care te poate scoate din orice situație. Vă așteptăm la redacție în complex Ancora Parter sau pe site-ul jurnalgiurgiuvean.ro. Jurnal Giurgiuvean, un cotidian care creează dependență cititorilor săi. Noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de ieri au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. Bună ziua, bunii noștri telespectatori și bine ne revedem la o nouă emisiune Interferențe, unde altundeva decât la televiziunea noastră Giurgiu Tribune. Vreau să vă spun că este o zi deosebită pentru noi, cum de altfel tot încercăm tot timpul să fie, pentru că ne implicăm în viața comunității noastre de romi și venim cu lucruri bune pentru comunitatea noastră, în primul rând, fiindcă, exact cum o spun de ceva vreme, estimații noștri telespectatori, încercăm să ne schimbăm mentalitatea. Încercăm să realizăm noi, în primul rând, noi, cetățenii de etnie romă, ca fi de această etnie, nu reprezintă un stigmat. Și vă rog să mă credeți că nu reprezintă un stigmat atâta timp cât dăm dovadă de omenie și încercăm să ne implicăm în societate pentru a ne aduce și noi aportul, mai ales în această perioadă care este una dificilă, nu numai pentru noi giurgiuvenii, și pot spune eu pentru toată lumea, pentru tot ceea ce înseamnă umanitate. Dar, exact fiindcă tot am spus de umanitate, noi trebuie să dăm dovadă că nu ne-am
pierdut acest dram de omenie, să încercăm să fim mai buni și iată că noi tot timpul încercăm, cel puțin comunitatea noastră de romi, să arătăm tot timpul că dorim o schimbare, să arătăm tot timpul că dorim să aducem orașului nostru aportul nostru. Este, cineva îmi spune, televiziunea lui Floricel. Nu înțeleg eu ce vrea să-mi zică Negiba Florin, dar, mă rog, indiferent ce spun unii oameni și încearcă să ne găsească tot timpul câte o virgulă, și ceea ce mă deranjează, stimați telespectatori, cel mai mult, este faptul că unii oameni, chiar și ei nici de-ai noștri, ne cred într-un fel sau altul anagramați, chiar și pe pagina de socializare, mai găsim câte unul, doi care ne spun că nu știm unde să punem virgula sau mai știu eu ce. Omenirea, oameni buni, nu s-a constituit după virgule și puncte și după caracterul nostru. Niciodată nu pot spune că gramatica nu reprezintă un factor decisiv în exprimarea noastră. Însă în momentul când avem un dialog și este cunoscut că atât majoritarii, dar și ienici de-ai noștri, minoritari, de multe ori doresc, stimați telespectatori, să ne adresăm cu cuvintele care sunt uzuale, care sunt ușoare pentru ei de a fi înțelese. Ce ar însemna să mergem în comunitățile noastre de țigani, stimați telespectatori, și să vă folosim expresii și cuvinte până la urmă care țiganii noștri să se uite la noi să zică, dar ce zic ăștia? Sau ce vor să zică? Ei vor rămâne nedumeriți și eu vă spun din propria mea experiență, a doua oară când noi ne vom duce în cartierele de țigani și ne vom anunța prezența, nu vor mai face efortul de a ieși la discuții cu noi, deoarece vor spune, noi nu avem carte ca ei, iar noi, stimați cetățeni de etnie romă, noi nu dorim să facem acest lucru. Noi nu dorim să se creadă că suntem un pic mai altfel decât dumneavoastră. Nu. Facem parte din această etnie a țiganilor. Și da, cultura noastră generală este pozitivă, deoarece la unele acțiuni la care noi participăm, atunci trebuie să avem un alt limbaj, limbajul uzual pe care noi îl vom folosi în comunitățile de romi, nu îl vom putea folosi la alt nivel, fiindcă dorim să arătăm până la urmă majoritarilor că și noi țiganii, și cum spune mama mea de foarte mulți ani, și nu numai mama mea, și mulți țigani, sătulil, adică ai carte. Dar e bine ca printre noi să avem copii care merg la facultăți și iată că cu această ocazie vă aduc dumneavoastră la cunoștință că am postat și eu și toți colegii mei din Alianța pentru Unitatea Romilor Aur Giurgiu, dar și Aurul România, am postat pe pagine de socializare și nu numai, și prin intermediul, iată, mediei, posturile care sunt vacante pentru a intra pe locurile acelea speciale de romi. Anica spune să se grăbească. Și din cauza aceasta v-aș ruga respectos să mergeți și să ocupați aceste locuri în facultățile care, iată, au avut bunăvoința și pot spune că anul acesta este un loc destul de bun pentru noi și este în favoarea noastră și în cazul acesta trebuie ca noi să ocupăm aceste locuri care sunt până la urmă pentru etnia noastră. Faptul că nu ne-am duce sau că nu dorim să le ocupăm dovedește până la urmă faptul că nu am dorit să dăm curs schimbărilor care se impun tot timpul și cu ocazia aceasta, până când voi prezenta mult mai multe în cadrul acestei emisiuni, trebuie să vă spunem că noi vom accesa și acel proiect care cu mult timp în urmă a avut un randament extraordinar de mare pentru municipiul Giurgiu și județ și a fost cel care s-a intitulat Șansa a doua,
și noi nu am convins mulți cetățeni de etnie romă să participe la acest curs oferit, pot spune eu, cu generozitate de oamenii care până la urmă ne-au înțeles importanța acestui curs intitulat Șansa a doua și au participat oameni în vârstă, ceea ce pentru noi a fost extraordinar de plăcut și chiar copii, tineri, care au abandonat din vagi motive școala și de ce nu bătrânii noștri, cum îmi place mie să spun, mai vârstnicii noștri, nu au avut posibilitatea. Însă, vedeți dumneavoastră, acum a apărut, stimați telespectatori, importanța scrisului și a cititului. Pe mine mă bucur extraordinar de mult, fiindcă cu ceva timp în urmă, eu v-am adus la cunoștință, într-un fel sau altul, arborele meu genealogic, ca să pot spune eu așa. Adică faptul că tatăl meu era ursar, iar mama mea este ciobotăreasă și că nu m-am sfii niciodată să spun că mama mea și o mare parte dintre ienicii, adică ciobotarii, vindeau semințe prin timpul lui Ceaușescu și știți și dumneavoastră, când mergeam la cinematografe, tot timpul eram întâmpinați de semințeresele, cum le spuneam noi, iar eu niciodată nu am negat existența și faptele pe care le-au făcut, mai bine zis, pe care le-a avut mama mea pentru a ne crește pe mine și surorile noastre. Iar spuneam, nu întâmplător lucrul acesta, datorită faptului, tind eu să cred că nu am găsit nimic jignitor a spune până la urmă că părinții mei chiar au muncit și n-au fost bombardieri, nu au făcut alte lucruri care să nu corespundă statutului social și să încalce legea, au făcut lucrul acesta pentru a ne crește pe noi și mai cu seamă pe mine. Și cum tatăl meu de multe ori când eram copil îmi spunea să mă uit la palmele lui, dar eu aveam o vârstă de 6-7 ani și nu înțelegeam ce vrea să-mi spună. Și spuneam, tati, nu văd, nu știu ce să zic. Ce, uite-te în palmele mele, tati, că eu nu am bătăi cum au unchii tăi, neamurile noastre, fiindcă ai văzut, ei muncesc la lopoată, târnăcopu, șanțuri, iar tu, tată, tu trebuie să înveți. Lucru pe care îi mulțumesc din suflet tăicuțului meu și bunului Dumnezeu, pentru că și teama aceea de a nu-l necăji m-a făcut să îmi merz toate studiile și să mă mulțumesc că sunt acolo unde ar trebui să fiu și n-aș putea să supăr pe cineva cu prezența mea și mai ales datorită faptului că nu aș fi pregătit la nivelul care mi se solicită acolo. Din cauza aceasta vin încă o dată cu rugămintea la dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru ca dumneavoastră să ocupați acele locuri destinate studenților, locuri speciale eniei rome. Este cunoscut că noi ne implicăm în tot ce înseamnă sprijine și când spun sprijine mă refer la faptul că sunt mulți oameni nepăstuiți și aici să știți noi niciodată nu am ținut cont că trebuie să ajutăm numai comunitatea noastră de țigani, nu, fiindcă noi am fost surprinși, plăcut să constatăm că au venit chiar și majoritari, gaijii cum le spunem noi sau români, ca să ne solicite să-i putem ajuta. Să știți că noi am făcut lucrul acesta. Și o parte dintre mediatoarele noastre sanitare pe care le avem s-au implicat de-a lungul a aproape 7 ani, pot spune eu, de când sunt mediatoare, să identifice problemele cu care se confruntă comunitatea noastră de romi. Și mare parte chiar am identificat aceste probleme sociale. Și aici mulțumim factorilor de decizie, primăriei, Consiliului Județean, Direcției de Asistență Socială, pentru faptul că au înțeles importanța implicării dumnealor prin acordarea unor ajutoare pentru aceste comunități de romi. Să știți, stimați telespectatori, că aici eu nu fac referire, să știți, la faptul că dumneavoastră să credeți că eu, când spun că
sprijine, să nu credeți că sunt de acord cu sprijine financiare, adică că ar fi solicitat să ni se dea bani sau nu știu ce. Niciodată n-am făcut lucrul acesta și vreau să vă reamintesc și de câte ori voi avea, stimați telespectatori, această ocazie o voi spune, că am venit la domnul primar cu solicitarea de a reevalua aceste ajutoare sociale, fiindcă nu mi-este teamă decât de bunul Dumnezeu să o spun și să fiu drept, că unele persoane chiar nu merită să beneficieze de acest ajutor social. Să ai statutul de ajutor social înseamnă că chiar nu te poți încadra într-un loc de muncă, că ai grave probleme medicale și că până la urmă acest venit minim garantat, cum este numit în hotărârea de guvern, se adresează chiar persoanelor care în momentul actual n-ar putea să aibă acest venit minim garantat. Și nu o spun acum decât cu bun simț, mulți dintre țiganii noștri nu merită să fie în posesia lui datorită situațiilor dumnealor pe care le-au extraordinar de bune. Și nu este nimic jignitor și dumnealor cunosc acest aspect și eu vin cu rugămintea la dumnealor că cel mai bine ar fi ca dumnealor să meargă și chiar să-și întrerupă acest ajutor social, fiindcă în mod sigur, în urma unor evaluări, în urma unor constatări pe care noi le vom face, este posibilitatea ca unii dintre ei chiar să înapoieze statului o parte din acești bani nejustificați. Fiindcă, să știți că aici eu nu fac referire doar la faptul că dumnealor ar primi acest ajutor social și pe lângă acest statut de asistat social, dumnealor mai primesc din partea Uniunii Europene produse de igienă, produse de alimentare și sunt într-un număr extraordinar de mare, să știți. Și din cauza aceasta trebuie să ne îndreptăm atenția către oamenii care merită. Și cum am mai spus-o de-a lungul timpului și mai bine zis de când eu sunt activist rom, să știți, oameni buni, că noi nu dorim să avem un statut de asistat social, adică noi, țiganii, nu ne dorim acest lucru. Cu toate că dumneavoastră, majoritarii, de multe ori, într-un fel hilar, ironic chiar, spuneți că noi dorim să accedem către aceste ajutoare sociale. Este, până la urmă, tind eu să cred, un motiv ca dumneavoastră să-l argumentați prin faptul că, ce spune și media și multe televiziuni, că în momentul când sunt solicitați să meargă la servici, sau mai știu ce, dumnealor invocă fel de fel de boli, care nu știu dacă, și nu sunt eu în măsură în momentul de față să judec, dacă ele chiar sunt adevărate sau sunt invocate doar de dracu de a nu mai participa până la urmă și la efectuarea celor ore suplimentare, fiindcă da, trebuie să spun, prin faptul că beneficiază într-un fel sau altul de aceste ajutoare sociale nejustificate, unii dintre țiganii noștri, stimați telespectatori, vin și cu unele adeverințe medicale de unde reiese că dumnealor suferă de nu știu ce și nu știu cum. Nu sunt eu în măsură să spun în momentul ăsta ce și cum, dar o mare parte dintre dumnealor știu într-un fel sau altul că eu sunt implicat în aceste lucruri și cunosc până la urmă faptul că nu este chiar așa cum doresc dumnealor să reiasă. Fiindcă, cu riscul de a mă repeta, stimați telespectatori, am spus-o și am să mai spun, noi dorim o schimbare continuă. Noi nu mai vrem să fim priviți ca oamenii de la marginea orașului. Chiar dacă și lucrul acesta noi îl vedem și noi datorită faptului că suntem într-un fel sau altul marginalizat, în ghilimele într-un fel sau altul, fiindcă comunitățile de romi într-un fel sau altul se știe că sunt întotdeauna la marginea orașului și exact acolo, culmea, se termină și asfaltul, se termină și canalizarea, se termină și utilitățile și nu înțelegem până la urmă de ce, deoarece noi ne le solicităm și dorim ca să plătim până la urmă exact
cetățeni care locuiesc nu numai în județul și municipiul nostru, dar până la urmă în toată România, fiindcă nu este un lucru, ca să spun eu așa, restrâns, și este un lucru care se dovedește de-a lungul anilor, dar poate prin bunăvoința autorităților și, în primul rând și cel mai important, prin schimbarea noastră de mentalitate, prin schimbarea noastră de comportament, stimați telespectatori, să vă aducem dumneavoastră la cunoștință că noi țiganii, aceasta este enia noastră, așa ni se va spune în vecii vecilor. Și eu unul, nu spun că este ceva jignitor, doar dorim ca prin faptele noastre, dumneavoastră, stimați telespectatori, să nu mai considerați că în momentul când folosiți expresia țigan, este ceva rău. Fiindcă pe mine, sincer, nu mă deranjează și tind să cred că am mai spus-o de-a lungul timpului, nu mă deranjează când mi se aduce la cunoștință sau se discută țigan sau chiar mi se spune direct că sunt țigan, eu am învățat să nu mai iau ca pe o jignire. Este exact, pot spune eu, o parte din numele meu, cum și dumneavoastră vă numiți Ion, Mărin și fel de fel, doar că la noi s-a mai adăugat acest cuvânt, acest nume, ca să spun eu așa, țigan, care până la urmă face parte din CNP-ul nostru. Eu nu-l neg, nu-l voi nega niciodată și din contră, mie îmi face cinste că sunt de genie în romă. Fiindcă exact cum am mai spus-o, stimați telespectatori, și cum am să o spun tot timpul, important este lucrul cel mai important, omenia. Fiindcă degeaba am putea să fim filozofi, ingineri și fel de fel, dacă avem un caracter care este nociv pentru cei din jurul nostru. Iar noi încercăm, stimați telespectatori, și încă o dată am să o menționez datorită unor fete deosebite, cum sunt mediatoarele sanitare, cum sunt liderii noștri din comunitățile de romi și, până la urmă, oamenii care vin și tot timpul doresc să ne aducă la cunoștință această schimbare care este benefică și pentru dumnealor. Vin să ne solicite sfaturi, fiindcă trebuie să vă spun, stimați telespectatori, că de-a lungul timpului existau, cel puțin la Giurgiu, și fac referire la Giurgiu, așa zis și lideri. Lideri de nimic. Care tot timpul au mers la oamenii politici, la oamenii influenți, oameni care ar fi putut să facă lucrurile bune și este adevărat pentru comunitățile de romi, dar la un moment dat, datorită acestor lideri, comunitatea noastră de țigani nu a mai fost luată în considerare. De ce? Fiindcă nu este un lucru nou ceea ce am să vă spun, și au însușit unele bunuri pe care așa au devenit peste noapte un pic mai înstăriți, dar în schimb au uitat de comunitățile noastre de țigani. Iar în momentul când țiganii noștri s-au dus să aducă la cunoștință problemele cu care se confruntă și că doresc să fie ajutați, li s-a spus clar, păi, liderul vostru, am avut o altă discuție cu el și mă rog. Și din cauza aceasta, stimați telespectatori, trebuie să știți și dumneavoastră, între noi, țiganii, și o parte dintre oamenii care la timpul acela ar fi putut să îmbunătățească într-un fel sau altul mai puțin traiul țiganilor, ne-au marginalizat. Iar acum este greu ca unii activiști romi să venim cu o idee de schimbare a mentalității, să venim cu lucruri care, să spunem noi, sunt benefice pentru dumneavoastră, majoritarii, dar și pentru noi, minoritarii, fiindcă a fi om e lucru mare. Iar noi facem lucrurile astea pentru dumneavoastră și le facem în așa fel ca să fie extraordinar de bine. Și eu tind să cred că în următoarea perioadă de timp
noi vom realiza lucruri extraordinar de bune pentru comunitatea noastră de romi. Fiindcă, iată, deja a început acest angrenaj să se simtă pus în mișcare de către autorități și să conștientizeze că că noi dorim această schimbare și o dorim cu sprijinul dumnealor și în momentele următoare deja vă voi prezenta și invitatul meu din această după-amiază, fiindcă am făcut această introducere, fiindcă trebuie să vă spun că invitatul meu ține cont de faptul când avem o astfel de emisiune. Și nu numai el, să știți, mulți oameni care discutăm cu dumnealor, vedem percepția aceasta de a da bine, de a arăta că e super bine. Dar, vedeți dumneavoastră, nu este un efort pentru noi să arătăm bine. Este ceva natural pentru noi pentru a vă dovedi dumneavoastră că, exact cum v-am spus eu și am să vă spun de-a lungul timpului, dorim o schimbare de mentalitate. Dorim o schimbare ca să vadă toți că noi suntem bine, că noi vrem să arătăm că suntem oameni până la urmă. Este cel mai real. Tai liniștii mea, Nico, că a venit. Și este un lucru extraordinar de important pentru noi, stimați telespectatori, ca să vă arătăm că acolo unde noi apărăm, nu mai vrem să avem un miros care până la urmă ni se spunea este țigan. Nu. Acum, și să fie un pic așa și drăgăstos, cum sunt de obicei, este vorba de faptul că folosim și noi aftershave, am învățat ce înseamnă toate lucrurile acestea care fac să fie bine. Și le vom face, stimați telespectatori, tot timpul cu mare drag, fiindcă așa este normal. Așa este normal să se întâmple, așa este normal să fie totul ok. Haideți să încerc să răspund și unul. Mulțumesc regia din tot sufletul. Iată, Florin Memet, un activist rom care face parte din comunitatea noastră de spuitori, îl salut și încă o dată îi transmit și eu condoleanțe și îl vom avea invitat cât de curând și pe dumnealui, dar trebuie să vă spun că noi, țiganii și chiar mai ales spuitorii, țin perioada aceasta de doliu, iar el, cum știți și dumneavoastră, a suferit o mare pierdere și este vorba de mama dumnealui, care încă o dată îi spun sincere condoleanțe și Dumnezeu să aibă grijă de ea, și ne spune în felul următor. Primăria aduce oameni din București să muncească la noi pentru curățenia orașului, asistații noștri nu vor. Iată exact ce v-am spus eu, este concluzia încă a unui lider, a unui activist rom. Florența Pană, bună seara, bună Florența, indiferent ce om ce face, toți țigani suntem, dar țiganii iubesc românii. Este adevărat. Noi țiganii să zicem că iubim românii, nu contez lucrul acesta, dar nici nu trebuie să contez că și românii la rândul lor ne iubesc pe noi. Poate că nu putem fi iubiți în totalitate, nu doar acestui stigmat că suntem noi țigani sau mai știu eu ce, și doar caracterului nostru, Florența, fiindcă de multe ori se știe că degeaba 100 de inși facem lucruri bune și depunem eforturi considerabile, fiindcă există una, două persoane care atunci strică tot ce am făcut noi și atunci percepția majoritară se schimbă și spun, iată țiganii. Cu toate că, stimați telespectatori, eu am să vă spun tot timpul, noi nu vrem să fim asociați cu astfel de specimene. Chiar dacă sunt țigani de-ai noștri, asta nu înseamnă că vrem să avem același caracter ca ei. Nico Pal. Da, ai răspuns deja, Nico, nu? Bună seara, domnul Totila Marius, Nicolas Bursuc, să trăiești, să-ți dea Dumnezeu sănătate.
Bună, Anica, să trăiești, Nea Ioane, și să nu știi, să nu crezi că am uitat că de curând te voi chema și pe dumneata alături de omul important care dumneata mi l-ai spus și este vorba de doamna Delia, reprezentantul important al comunității noastre de țigan la nivel național, pot spune eu, dar și internațional, fiindcă Delia Grigore se știe că este un activist de talie internațională, chiar dacă de multe ori dumneavoastră a fost contestată și alea, eu cum am mai spus-o, numai cine nu muncește, nu greșește, poate, și din cauza aceasta a implicării unora dintre noi, se nasc aceste polemici, mai bine zis, aceste răutăți. Dar, Nea Ioane, în mod sigur, vom discuta și o voi suna și pe doamna Delia Grigore, fiindcă pentru noi este o cinste și vom dovedi că noi, televiziunea Giurgiu Tribun, aceste emisiuni și tot ce ține de această televiziune se face la un randament maxim și cu oameni de calitate. Nu mai spun de cameramanii noștri, de regie, mai ales de John, care este cunoscut. El este și cu mixajul, regia, tot ce ține, de Auraș, cel care face absolut totul să pară ok. Nu mai spun de fetele noastre, de Nico Pană și de toți care sunt alături de noi, mai ales Camelia Saltechi, o doamnă deosebită, datorită faptului că ele chiar fac cinste brezlei acestea ziariștilor. Și iată, din cauza aceasta, postul nostru de televiziune, Giurgiu Tribun, vine cu lucruri excepționale și lucruri, cum îmi place mie să spun și acum, nu sunt modest, este purul adevăr, sunt de calitate. Dacă ar exista nota 11, în mod sigur va fi atribuită la noi. Dar haideți să trecem la invitatul nostru, fiindcă în această după-amiază, chiar dacă el a mai întârziat, fiindcă din cauza asta v-am ținut eu speech-ul, un pic mai devreme, fiindcă este vorba de puștul care, pe dumneavoastră, bunii mei telespectatori, nu numai țigani, și români, vă încântă cu vocea lui. Cum am spus-o din momentul în care am început să fiu moderatorul acestei emisiuni, că voi încerca să aduc la cunoștință dumneavoastră oamenii noștri care nu depun efort și vin cu lucrurile bune, vin cu schimbările acestea. Și în această după-amiază am plăcerea de a avea lângă mine pe Ionuț Iene, cum l-am numit eu, vocea noastră drăgăstoasă. Bună ziua și bine vinte alături de noi, Ionuț! Te salut cu mare drag, salut și eu toți telespectatorii, toți romii noștri, toți românii, toate liniile, toți frații noștri, toți colegii noștri. Am avut plăcere să vin la tine în emisiune, că am fost atent la câteva ediții și am văzut că vorbești de noi, romii, și de muzicanți, și de doctor, și toate meseriile omului. Și am vrut să fiu și eu lângă tine cu o părere, o idee, o dreptate referitor la noi, la romi. Și ca să vezi totuși, fii atent. Ca să vezi că exact ce am spus eu mai devreme, dacă ai fost atent, și ți-am spus că la noi, la televiziunea Giurgiu Tribun, se lucrează la un nivel extraordinar de bun, adică există oameni care tot timpul doresc să aducă telespectatorii noștri perfecțiunea maximă în media. Chiar dacă tu nu ai venit pregătit, cum am discutat, regia, rog și eu, surpriza în primul rând pentru invitatul meu și bineînțeles este și pentru dumneavoastră. Și vă promit că data viitoare vom avea alte surprize cu invitatul meu din această după-amiază. Dar acum urmăriți una din ele. Frumos, dar sigur apoi eres, pe finilor îi iubesc.
maximă. Nu stă prea mult spart cu pretenții mari în neam de miliardari. Ai bărbat cu nume, respectat de lume, ce se mândrește cu tine. Numai tu puteai să fii regina frumuseții. Câtă fericire, așa o iubire nu s-a mai văzut în lume. E luptă puternică, la valoare maximă. Nu dă de mult spart cu pretenții mari că ne-am de miliardari. Valoare maximă. Nu dă de mult spart cu pretenții mari că ne-am de miliardari. Valoare maximă. Nu dă de mult spart cu pretenții mari că ne-am de miliardari. E nuntă puternică la valoare maximă. Nu dă de mult spart cu pretenții mari că ne-am de miliardari. Vedeți, este una din surprizele noastre și vă promit că într-o altă emisiune și chiar un pic mai lungă emisiunea, îl vom avea din nou alături de noi pe Ionuț să ne încânte cu clipurile lui și cu multe lucruri chiar făcute în live. Dar acum mă întorc la invitatul meu și o să-l întreb: Ionuț, cum ți-a venit ideea la acel minunat videoclip, la unul din minunatele tale videoclipuri? A fost o fracțiune de secundă realistă și am vrut să pară că e o nuntă, adică să transmită clienților și oamenilor care vor să fiu prezent la nunți, să transmită ideea cum ar trebui și la ce nivel ar fi distracția și cum distrez eu oamenii, cum e nunta frumoasă. Oricum și telespectatorii au apreciat și iată se vede deja din like-urile care ne vin continuu pe adresa redacției noastre. Le mulțumesc cu drag. Și eu le mulțumesc cu această ocazie, fiindcă sunteți alături, în primul rând, de emisiunea noastră Interferențe în fiecare luni, care de astăzi va rula de la orele 17. Și, bineînțeles, cu invitații valoroși, cum îmi place mie să spun. Și spuneam de Ionuț Iene că acest clip, unul din ele, este extraordinar de frumoase și chiar transmite lucruri bune. Și iată, se vede prin mesajele care ne vin, iată, de la Nicolas Bursuc. Unul dintre cei mai buni soliși pentru mine este Ionuț Iene, pentru țiganii noștri și chiar pentru români din județul Giurgiu. Cum poți să-i răspunzi, de exemplu, când îți face o astfel de apreciere? Îi mulțumesc cu drag și e un băiat de nota 11, cum îți place ție, unul mai mult decât ar trebui. Și am crescut împreună și a văzut evoluția mea și toată munca care am depus-o și apreciază și mulțumesc din suflet. Să-i dea Dumnezeu sănătate și lui și la toți care au gânduri frumoase legate de mine. Ce înseamnă pentru tine muzica? Pentru mine muzica e un fel de, nu pot să zic tratament, e un fel de stare negativă tot timpul. Niciodată n-am cum să stau pozitiv când vine vorba de muzică. Am trecut și știi mult mai bine decât mulți oameni că e normal. Faci parte din familie, cum vine vorba aia, suntem o familie. Știi că am trecut prin niște perioade foarte grele, au trecut, mulțumim lui Bunul Dumnezeu, și atunci, în perioadele alea care îmi doream din suflet să merg să cânt la un eveniment, nu neapărat la țiganii noștri, să nu fiu rasist,
și la români și la țigani, la orice gen de oameni important e ca acolo unde trebuia să ajung să fie respect. Și să pot să mă dezlănțui, să cânt, să... Și eu aveam o stare foarte, foarte, foarte slabă, mă simteam slăbit și n-aveam putere să merg să cânt. Și treceam peste stări și tot mergeam, tot și mereu. Dar consider că, de exemplu, faptul că tu te exprimi prin muzica ta și muzica ta care este plăcută, cum chiar și tu ai spus-o și am menționat-o și eu un pic mai devreme, nu este neapărat adresată numai țiganilor noștri, dar și românilor noștri. Dar normal, sunt și... Eu tind să cred că datorită faptului că ne transmiți aceste stări de bine, eu tind să cred că de aici vine într-un fel sau altul și starea ta de bine, fiindcă ai spus un pic mai devreme că îți dătea o stare negativismă datorită faptului că da, eu știu lucrurile acestea, fiindcă printre oamenii care invită nu numai pe Ionuț, dar și pe mulți lăutari, dar ei nu știu cum le spun eu, interpreți, unii dintre ei încearcă să abuzeze, să fie un pic mai răi, să arate că genul acela de bombardier care vă spun eu. Dar eu tind să cred că ușor, ușor va dispărea cât de curând aceste animozități între oamenii care ne dau o stare de bine, cum este vorba de interpretul meu, și lumea un pic mai rea. Ionuț, spune-ne ceva despre familia ta. În momentul când îmi pune o întrebare legată de familia mea un om, sau când îmi cere să povestesc ceva legat de ei, intervine o emoție puternică, separată de emoție și o reținere. Adică nu pot să exprim. Pentru mine familie se încadrează la modul de a trăi. Adică dacă n-am familie, degeaba trăiesc. Și eu cum am familie și am pe toți în picioare și mulțumesc lui Bunul Dumnezeu, am copii frumoși așa cum bine știi și cu respect, așa cum i-am educat, cum sunt și eu. Îl am pe tatăl meu care e alături de mine din orice punct de vedere și moral și din orice închietură. E mătușa mea care e la fel ca o mamă. Și adică mătușa ta fiind că ai mai multe. Mariana. Adică Anita, Mariana, cum Anica, o știm da, noi. Da. Și o salutăm și noi cu această ocazie. Cu mare drag. E mătușa mea care a stat în picioarele mele pe bune, ca o mamă original, așa cum bine știi. Și multe scări ale succesului meu sunt datorate ei. Sunt niște oameni care atunci când am zis nu, ei m-au obligat să zic da. Și atunci n-ai cum decât să te rogi la Dumnezeu să ți țină sănătoși, să ai familie ca asta, tot să trăiești, să fii picioare, să fii sănătos. Legat de muzică, am văzut că ai avut plăcere să difuzăm și un pic din piesa cu Nunta. Ținând cont că au fost atâtea restricții și atâtea lucruri legate de pandemie, nu puteau să facă petreceri oamenii. Mulți din ei mă sunau, mă întrebau dacă știu ceva legat de legi, dacă se va da drumul, dacă... Îți dai seama că n-aveam cum să știu mai mult decât știe și ei. Le-am spus că și eu aștept să dea drumul la nunți, dar legat de piesa, așa cum am spus, dacă e nevoie, transmitem și un mesaj tuturor mirilor să fiți sănătoși, să vă iasă petrecerile așa cum trebuie, cu fericire și cu frumusețe. Și așa cum ați văzut, cum a zis și nenicul meu Marius, videoclipul transmite stare de nuntă puternică, așa cum se și numește piesa. De-aia am pus nuntă puternică, pentru oamenii nu puternici financiar, pentru oamenii puternici de inimă, cu inimă mare, care vor să facă petreceri, să simtă culoare. Adică într-un fel sau altul, Ionuț, acum, nicio petrecere fără Ionuție. Nu poți să obligăm. Nu, așa vine. Nu putem să obligăm. Adică acum noi trebuie să spunem într-un fel sau altul, stimați telespectatori, ca să aveți o petrecere
cu suflet, ca să aveți o petrecere extraordinar de bună. Invitatul meu din această seară, el este un pic mai modest și modestia îl caracterizează de multe ori. El dacă nu spune, eu vreau să fiu sufletul petrecerilor și este cunoscut și puteți să-l urmăriți și pe YouTube și toate live-urile și tot ce are el făcut până în prezent, că dă chiar o stare de spirit extraordinar de bună, exact acolo unde participă, fiindcă până la urmă lăutarul este sufletul petrecerilor. Dacă n-ai avea lăutarul care să te scoale după scaun, ai cădea tu după scaun din cauza la șpriț. Ia ne sufenau. Asta e vorba care îmi place mie. După toate, după orice rău bine, așa și tu, cum ar fi, frumos. Ionuț, da. Este cunoscut că chiar am și pus o poză în genericul emisiunii noastre și nu am pus-o întâmplător, stimați telespectatori, sau să nu credeți că noi facem photoshopping sau mai știu ce. Una din poze este unde tu ești alături de binecunoscutul nostru lăutar, interpret, Dorel de la Popești. Ce ne poți spune tu în primul rând de acea poză care, până la urmă, eu nu întâmplător am și atribuit-o genericul nostru? Referitor la acest om, Dorel de la Popești, eu am avut o plăcere enormă legată de vocea lui și de felul lui de a fi de mic copil. În chestia asta a lucrat Dumnezeu și a făcut în așa fel încât să ajung la stadiul prietenie cu el. E un om deosebit, un om care cunoaște viața foarte, foarte bine. E un om care m-a ajutat mult, foarte, foarte mult, referitor la succes și la carieră, ținând cont că am stat lângă el, exact cum ai pronunțat și tu. Este inegalabil și e normal. Stă în rangul celor mai buni, e logic. Eu n-am, niciodată în viața mea n-am vrut să dau unui om nivel sau să contrazic nivelul lui sau să vorbesc mai mult decât trebuie. E un om care știm cu toții, nu trebuie să-l prezint eu sau să-i spun exact statut sau valoare. Dorel de la Popești. E un om frumos care am avut întâmplări frumoase alături de el. Și oameni care i-am câștigat prin tema lui, m-au chemat la petreceri, am rămas cu respect, cum e vorba aia. Dorel de la Popești. Da, este adevărat. Dorel de la Popești este o valoare și vă promit că într-una din emisiunile noastre îl vom avea în direct pe Dorel de la Popești, fiindcă chiar am avut o discuție în urmă cu aproape 2 săptămâni cu el și a rămas surprins plăcut când a auzit că Totil are o astfel de emisiune și glumind îmi spunea, păi pe mine când mă chem și pe mine acolo și am să te chem cu mare drag, Dorel, fiindcă tu știi că Giurgiu, țiganii noștri și nu numai, te respectă, te-au respectat și te vor respecta în continuare. Ionuț, crezi, acum o să vin un pic spre sfârșitul emisiunii cu niște întrebări, ca să spun eu așa, mai la subiect. Crezi că noi, țiganii, indiferent prin postura în care noi suntem, de fiecare cu joburile lor, crezi că noi încă mai suntem marginalizați? Crezi că cuvântul țigan ne este spus cu răutate? Nu pot să spun nu. Am întâmpinat și eu faze și oameni care tot timpul aveau vorbe rele legat de romi, de țigani. Dar eu, așa cum ai spus și tu, eu sunt un om modest și un om care mi-a plăcut toată viața să am grijă de pătrățica mea și de cei al meu. Dar ținând cont că se vorbesc oamenii între ei legat de noi, de țigan, n-am cum să neg sau să zic lasă-i să vorbească. Nu pot. Dacă pot să intervin cu o vorbă sau să încerc să le aduc la cunoștință că dacă suntem țigani, asta nu înseamnă că nu știm să respectăm un om
nu știm să fim pentru un om sau să-l ajutăm sau și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu știm să mergem pe stradă dacă suntem țigani. Dacă suntem țigani și am văzut, îți dai seama că am văzut și eu atâția oameni la petrecerile care am mers să cânt timp de 10 ani de zile, cel puțin. Am observat și am văzut clar că un român n-are inima unui țigan. Sunt persoane foarte rare printre români care se comportă ca și noi, pentru că tot prin prisma noastră, că i-am ținut pe lângă noi și am văzut ce înseamnă dacă vezi un om amărât să scoți ceva din buzunar, un leu, să-i oferi. Dacă vezi pe cineva că rămâne în drum, să-i oferi o mână de ajutor. Adică astea le-am văzut numai și numai la noi, la etnia noastră, la țigani. Un român nu prea am văzut cu calități ca astea. Stimați telespectatori, să știți că ceea ce spune Ionuț Iene este purul adevărat. Este purul adevăr, fiindcă este cunoscut, și nu spun eu unul, nu spun cu răutate și nici el n-a spus-o cu răutate, este doar o constatare că un român poate trăi printre țigani. Însă eu de-a lungul timpului n-am realizat și iată că acum adresez către dumneavoastră întrebarea aceasta, dar și către mine în același timp, și întreb, dar noi, țiganii, de ce nu putem trăi la intensitatea cu care noi trăim în momentul când vine un român în familia noastră? Și poate de multe ori dumneavoastră ne-ați criticat pentru mesele acelea îmbelșugate, dar noi dorim să arătăm românilor, gaijilor, când vin la masa noastră, că noi le oferim tot ce avem mai bun. Însă, de multe ori și cu tristețe, trebuie să recunosc că este adevărat, de multe ori când am fost în casa multor români și eu, parcă simțeam că dacă aveau o banană sau ceva, vreau să dispară din locul acela, deoarece nu doreau să împartă cu mine. Încă o dată mă repet, eu nu sunt cu răutate. Noi nu dorim, noi nu facem lucrul acesta în momentul când dumneavoastră veniți în casele noastre și tind să cred că mulți dintre dumneavoastră îmi veți da dreptate. Noi nu tirăm, cum s-ar spune, ce avem bunătăți și din contră le scoatem în fața dumneavoastră, dar nu le scoatem pentru a vă jigni pe dumneavoastră sau a vă ofensa, și doar de a vă arăta dumneavoastră bucuria faptului că sunteți oaspetele nostru, fiindcă se știe, pe timpuri medievale, invitatul care venea la tine, acei oameni scoteau tot ce era bun, se tăiau oaie, se făceau multe lucruri extraordinar de bune în timpul acela pentru a-ți arăta respectul pentru invitatul tău. Lucrul acesta este încă valabil, dar noi suntem surprinși neplăcuți să constatăm că doar noi facem lucrurile acestea și nu spun ca pe o laudă, este, cu riscul de a mă repeta, este doar o constatare. Ionuț, iată, vezi, ți-am spus că la mine în emisiune trece timpul foarte repede, deoarece răspundem și oamenilor și sunt lucruri care sunt plăcute în momentul când dialogăm cu telespectatorii noștri. Eu nu-ți crezi că muzica, faptul că tu ești interpret, iată cum scrie și pe genericul nostru, crezi că lucrul acesta nu te va influența să schimbi, fiindcă până la urmă fiind interpret lăutar, este o meserie. Crezi că tu, în timp, crezi că te vezi făcând altceva, de exemplu, în afară de lăutărie, cum ne place nouă să spunem? Așa cum bine știi, Marius, am avut o perioadă foarte grea, toți oamenii, nu numai noi, muzicanți, lăutari. Iar în momentul când te descurci, practic, asta e exact cum ai pronunțat și tu, e o meserie, e un job din care tu câștigi bani. Bineînțeles, corect, cu muncă, așa cum fiecare om are jobul lui, locul lui și munca lui. Iar la un moment dat, dacă locul unde tu mergeai să-ți câștigi banul nu mai l-ai activ și e întrerupt, ajungi, fiind un om familist,
mai ales să fii stâlpul casei, e foarte greu. Și gândind așa cum eu gândesc față de 80% din lăutarii noștri de la Giurgiu, las puțin modestia de la o parte, să mă ierte, să nu înțeleagă altceva, eu aș face orice altă meserie cu toată puterea și cu tot dragul pentru familie. Numai că am vrut să fac altceva, dar nu-mi găsesc liniște, nu-mi găsesc putere să pot să fac lucrul ăla. Mă duc cu tata, că tata e zidar de meserie de 20 de ani. Bă, tata, dacă vezi că n-ai activitate, vreau să-ți crești copiii liniștiți și să-ți duci un ban acasă, ai cu mine. Păi mă pun să... Vrei să spun una asta așa frumoasă? Acum câțiva ani, tot așa, am avut o perioadă care nu cântam. Și de dragul copiilor, cum suntem fiecare, tata la rândul lui de dragul meu, m-a luat și pe mine la muncă să-l ajut. Și în echipă erau câțiva oameni din familia noastră, iar câțiva prieteni, colegi. Am muncit vreo oră, ce-am ajutat și eu pe acolo, ce-am muncit și am găsit un bax de la de plută, știi ce zic? Și m-am atins un pic așa, m-am pus jos, când am simțit eu că e ăla moale, m-am întins. M-a luat somnul acolo, s-a certat tata cu toți băiețașii, cu toți, cu echipierii lui acolo, bă, că fii tot doarme, păi ce vrem să-i fac dacă nu e obișnuit? Exact ce spuneam, dacă mai bine decât să-l fac de râs, să ajungă la discuții, că îți dai seama, să-ți aperi puiul tău, copilul tău, faci orice, nu e dreptatea la cel ce te critică, e dreptatea la el, chiar dacă nu are. Da? Așa e viața. Este corect, stimați telespectatori, și iată, cum v-am spus, emisiunile noastre sunt plăcute și îndrăgite de către dumneavoastră, fiindcă nici nu știm când trece o oră din programul nostru. Fiindcă suntem la exact la sfârșitul emisiunii, te rog să adresezi prietenilor tăi, lăutarilor tăi, țiganilor noștri, un cuvânt de încheiere cu drag. Am venit cu mult drag și cu mare respect la tine, Marius, în emisiune, pentru că, așa cum ți-am spus, mi-a plăcut că sunt lucruri legate de noi, de țigani, care trebuiesc adeverite. Dar, în ultimul rând, vreau să anunț toți oamenii, toți giurgiuvenii noștri, toți românii, toți țiganii. Așa cum bine știți, eu am avut o perioadă care n-am cântat. Am avut niște probleme de sănătate. Poate mulți dintre voi n-ați știut. De asta vreau să vă aduc la cunoștință, să nu credeți că s-a întâmplat altceva. Am avut niște probleme de sănătate. Asta m-a întrerupt să mai fac piese pentru voi, să am activitatea necesară. Dar de acum încolo, de astăzi, vă promit piese și pentru frați, și pentru surori, și pentru părinți, și pentru copii, și de fericire, și de bucurie, și de orice stare necesară care o vreți. Iată, stimați telespectatori, că eu tind să cred că și noi v-am dat dumneavoastră o stare de bine, de bine, o stare care să vă bucure datorită acestor zile care ușor, ușor să credem și ne dorim să nu mai fie atât de dificile pentru noi și să simțim prezența lăutarilor alături de noi, să ne simțim bine și să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să fie bine. Eu vă promit că îl voi mai avea pe Ionuț și în alte emisiuni, nu doar într-o emisiune, fiindcă deja mă gândesc să fac un band al formației, ca tot timpul să fie aici, indiferent ce invitat vom avea, bandul nostru, adică formația care va fi a televiziunii, ca să spun așa, să venim cu introducerea unor melodii care să vă facă dumneavoastră să ne priviți cu mai mult drag decât ne priviți acum. Și suntem la încheierea emisiunii și eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi, să fiți alături de emisiunea Interferențe în fiecare luni de la orele 17 și nu pot decât să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că îndrăgiți această emisiune. Chiar și eu am un pic de emoții când mă adresez dumneavoastră.
La revedere și la și tu marirata ai te de meu del budbaha e put mistimos moșaoale. La revedere. Cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... Trei morți și doi răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine.